Domnul și domnilor, din nou împreună la o nouă ediție a emisiunii Dezbaterea Zilei. Astăzi vom aborda un subiect care, nu știu, din punctul meu de vedere, este de o strictă actualitate. Și nu mă refer la domeniul economic, nu mă refer la, știu eu, la domeniul militar, ci mă refer la toate domeniile. Le includem și pe cele pe care le-am prezentat. Este vorba despre inteligența artificială. Astăzi vom discuta despre neuroștiință și inteligența artificială. Două domenii care cam așa se întrepătrund. Despre toate acestea discutăm cu invitatul meu, domnul profesor universitar, dr. Lucian Eva, managerul Spitalului Clinic Nicolae Oblu. Spitalului Clinic de Neurochirurgie Nicolae Oblu. Bună ziua, domnule manager. Bună ziua, bună ziua și bine te-am regăsit și ție și telespectatorilor postului de televiziune pe care îl reprezentați. E un subiect interesant. De fapt, tot timpul a fost interesant subiectul ăsta legat de modul în care creierul funcționează și ia decizii, creierul uman, mă refer, funcționează și ia decizii și, bineînțeles, în ultimii ani, acest concept de inteligență artificială care începe să se contureze din ce în ce mai concret și intră în viețile noastre, vrem, nu vrem, cu bocanci sau nu, până la urmă vom fi nevoiți să ne obișnuim cu această idee și să înțelegem că acest concept de inteligență artificială sper din tot sufletul să fie în folosul nostru și nu în detrimentul nostru. S-au investit foarte mulți bani în cercetarea creierului. Știți, a fost și un proiect la un moment dat al Statelor Unite și al Comunității Europene în care s-au investit miliarde și miliarde de dolari și de euro pentru a cunoaște modul în care creierul uman funcționează sau mecanismele subtile care stau la baza funcționării creierului uman, cum ia acesta decizii și cum influențează viețile noastre și universul din jur. Că până la urmă, cea mai puternică forță din universul ăsta este gândul și acolo unde ți este gândul, acolo ești și tu. De aia, din acest motiv, se spune că e bine să trăiești în prezent, să trăiești la momentul prezent, pentru că asta cunoaște universul. În universul pe care noi îl știm, în universul în care trăim, în universul pe care îl cunoaștem sau ne străduim să-l cunoaștem, timpul prezent este cel care guvernează tot. Inteligența artificială apare în ultimii ani datorită dezvoltării fără precedent a informaticii și al modelelor matematice care au astăzi capacitatea de a modela și de a învăța, pentru că este rețele neuronale care pot învăța astăzi prin puterea exemplului sau prin suprapunerea, dacă doriți, de anumite caractere și să recunoască sau nu diverse imagini, de obicei, că la asta ne referim, care, bineînțeles, sunt structurate în final într-o formulă matematică și într-o relație conceptuală de tipul astăzi 0 și 1, că despre asta vorbim. Da, da, da. Vorbim astăzi de o inteligență artificială binară, adică am mai spus lucrul ăsta, o multitudine, o infinitate de semnal, pauză, pauză. 0 și 1, o infinitate de asocieri între 0 și 1, astfel încât informația este concentrată cât mai într-un spațiu cât mai mult cu putință. Am ca să înțelegeți la nivelul creierului uman ce s-a întâmplat milioane de ani de evoluție. Divinitatea, în fine, sau universul, depinde în ce vrei să crezi, a făcut în astfel încât, pentru a înmagazina cât mai multă informație, a plicaturat scoarța cerebrală, creând așa numitele circumvoluțiuni, astfel încât o suprafață cât mai mare de celule neuronale să poată încăpea într-o cutie craniană relativ mică ca volum, pentru că nu este atât de mare. Dacă am avea un creier fără circumvoluțiune, ar trebui să avem o cutie craniană de 20-30 de ori mai mare decât o avem și imaginați ce s-a întâmplat. La nivelul celălalt, în inteligența artificială, au apărut așa numitele circuite integrate. Corect. Care, microscopic, au magazinat informații. Și acum, din ce în ce mai mici. Din ce în ce mai mici. Dacă mergem pe teoria creierului calculatorului multifractal, înseamnă că capacitatea de a magazina informații între 0 și 1, fiind la fel de infinită, ai nevoie doar de două puncte și între 0 și 1, infinitatea de posibilități duce la crearea
unui circuit integrat microscopic sau sub atomic. Atomic, dacă doriți, astfel încât să poată reproduce creierul uman cât mai aproape de realitate. Dar în momentul respectiv nu cred că mai vorbim, cred că vorbim de o altă ființă, dacă mă întrebați, și nu mai vorbim de inteligența artificială la momentul respectiv. Sau eu nu i-aș spune neapărat inteligența artificială, ci inteligență non-umană. Pentru că noțiunea de inteligență este legată de structurile vii. Există o inteligență a materiei, după cum de acum nu cred că mai este o necunoscută pentru nimeni. Toate rețelele de socializare sunt pline de asemenea discursuri despre inteligența materiei, adică capacitatea de a se adapta în diverse condiții și de a lua decizii. Până și lumina este inteligentă, pentru că la suprafața, la linia de demarcanție între două medii de densități diferite, se transformă din materie în energie și traversează mediul respectiv. Exact, da. Și asta se numește inteligența luminii. Alege, este o alegere. Lumina alege să se transforme. Adică, dar ce alege? Alege să consume cât mai puțină energie. Că asta înseamnă un om inteligent. Asta face, da. Nu? Consumă cât mai puțină energie ca să rezolve o anumită situație. Numai prostul îți dă cu capul de pereți sau se lovește cu capul de zid pentru a rezolva o situație. Ei, în acest concept de inteligență non-umană, de fapt, care este în afara ființei umane, vorbim de binele cunoscută inteligența artificială, care a ajuns astăzi să ne guverneze anumite părți ale vieții, vrem, nu vrem, folosim telefoane inteligente. Da, aici folosim diverse device-uri electronice, televizori inteligente, camere, video inteligente. Vorbim numai de calculatoare, calculatoare, dacă ar dispărea la ora actuală calculatoarele, toată omenirea s-ar prăbuși, s-ar duce nepumerit. Uitați, haideți să vă dau un exemplu care este interesant de avut în vedere, lucruri care ne-am lovit și noi în viața de zi profesională, de zi cu zi, și văd și numai noi, colegi din alte țări. Spre exemplu, robotica în medicină. Există azi sisteme robotizate intuitive, care intuiesc cumva gestul pe care tu ar trebui să-l faci. Și se bazează pe ce? Pe acele rețele neuronale artificiale, da, care reușesc să învețe și să preconizeze următorul gest pe care chirurgul ar trebui să-l facă. Și te ajută oarecum în timpul intervenției chirurgicale. Ce s-a observat? Că e un studiu observațional. Că există deja generații de doctori care, utilizând numai robotica, nu mai reușesc să performeze sau să facă intervenții chirurgicale, așa zise, clasice, dacă nu au robotul respectiv. Pentru că nu mai au cum. Ei au învățat doar pe acei roboți să opereze. Dacă robotul nu funcționează, nu are curent electric pe cap, bateriile... S-a terminat. Ce se întâmplă atunci? Și asta este o întrebare la care ar trebui să răspundă, cel puțin pe domeniul în care eu activez. Cum învățăm tinerii? Îi învățăm și metodele, că se întâmplă la un moment dat, pică curent, uite, din varii considerente, uite, s-a produs un scurt circuit, este pământul invadat de extraterestri, fac un scenariu de și tot ce înseamnă curent electric la nivel planetar, pică, și nu mai putem transmite informația. Ce facem atunci? Mergem la codul Morse, nu? Sau folosim și facem intervenții chirurgicale, pentru că cineva trebuie să facă lucrul ăla. Și atunci nu cred, sau în fine, nu văd cum am putea înlocui astăzi ființa umană, așa cum o știm noi, în diverse activități care presupun o capacitate de anticipare și de luarea unei decizii în situații noi, cum este, de exemplu, medicina. Poate că în anumite alte domenii se poate. În agricultură, că discutam dimineața, că s-a inventat tractorul care deosebește un robot autonom, deosebește, nu știu, buruiana de porumb. Foarte frumos, normal, na, porumbul are o anumită structură, frunza este o altă formă, buruiana altfel, tulpina e mai groasă, probabil pirul e mai subțire, probabil că îl poate, deși s-ar putea să-l confunde la un moment dat, dar nu mai contează, e un fir de porumb până la urmă, știți? Da. Sau, nu știu, în cazul... Acolo se poate întâmpla, a tăiat un porumb, da, nu s-a întâmplat nimic. Trece mai departe, știi? Sau, în fine, în domeniul... Nu știu, dați-mi orice alt exemplu tehnic. Care? Robot și auto, care... În medicină e un pic mai complexă situația. Cel puțin în neurochirurgie nu sunt brațe robotizate care să fie folosite de neurochirurg.
adică să utilizeze, să facă operațiile în sensul cum știm robotul Da Vinci, în care la o consolă un doctor stă și folosește niște brațe robotizate cu anumite instrumente în cap. În neurochirurgie nu s-a reușit acest lucru. Pentru că este un timp, o întârziere în transmit. Un delay. Care contează enorm. Da. Da? Contează enorm. Pentru că gestul este rapid. La un medic experimentat, între decizia creierului și gestul efectiv, e aproape instantaneu. Insesizabil ochiului și minții noastre. Când brațul robotizat are o anumită întârziere de câteva mii de secunde care poate face diferența de viața pacientului respectiv sau în anumite situații de deficitul motor. Probabil că odată cu dezvoltarea acestei inteligențe non-umane și cu dezvoltarea rețelelor neuronale multifractare, vom ajunge și la un asemenea nivel. E greu de presupus acum. Bun, dar ați spus mai înainte că s-au făcut un studiu și s-au investit miliarde de dolari și de așa euro. Este, da. A se vedea cum funcționează creierul. Credeți că acest studiu a stat puțin la baza a ceea ce se dorește a fi inteligență non-umană? Adică, domnule, uite, așa, cam așa funcționează creierul. Hai să facem rețele. Citeam în zilele astea că deja se lucrează la un dispozitiv care are în jur de 2 cm pătrați. Da. 2-3 cm pătrați, care va înlocui în totalitate telefonul mobil. Îl se atașează la gulerul, la rever, la tricou. Așa. Și proiectează în palmă, vorbești cu el, știi? Și spui, arată-mi e-mail-urile care le-am primit astăzi. Și el îți proiectează, îți scoate în palmă, știi, uiți în palmă. E vorba de o miniaturizare. Nu neapărat, vorbim de o inteligență artificială, pentru că, de exemplu, el poate să se sesizeze dacă ești un pericol prin varii, nu știu, constante pe care se modifică la nivelul corpului și sau să sizeze o agresiune și să anunțe, să sune la 112, să te pună că e în pericol și în câteva minute sau diverse lucruri. Adică deja suntem într-o direcție cum vedem în filme, știi? Probabil o să ajungă la nivelul în care o să fie acele scanere care și depistează automat pe baza unor modificări la nivelul pielii sau în fine, ce vrei să cuantifice și poate să pună un diagnostic. Există deja anumite structuri de genul ăsta, nu sunt atât de performante față de aparatura pe care o știm noi, dar cu siguranță modul în care evoluează tehnologia în ultimii ani arată că există în laboratoarele de cercetare asemenea sisteme și trebuie să vă spun că cu ocazia unei vizite pe care am avut-o în America, am avut ocazia să văd niște laboratoare la niște firme mari în care se lucrează deja la așa ceva. Știți de ce vă întreb? Pentru că când a plecat prima rachetă spre lună, se folosea rigla de calcul și se spune că actualul telefon este de 10-200 de mii de ori mai puternic decât acel calculator care l-avea NASA. Primul satelit care a fost lansat în spațiu folosea un calculator pe care noi îl folosim astăzi să-l facem cele calculatoare de birou. Da, patru operații. Patru operații. Adică evoluează foarte repede știința. S-a văzut de altfel cum... Dar știți că a fost un cercetător neamț, îmi scapă numele lui, care a inventat primul calculator ca un abac. Putea să facă calcule complicate. A fost distrus în timpul celui de-al doilea război mondial și s-a făcut o replică pe baza schițelor acelui... Eu scapă numele lui, citeam chiar de una din zilele astea. Deci, vedeți că asemenea lucruri sunt deja și sunt existente pe piață, să spun, în momentul de față și pe care noi, mai mult sau mai puțin conștienți, le folosim pentru că ne ajută în viața de zi cu zi, ne facilitează cumva și, atenție, fac un lucru care nu cred că e neapărat benefic, nu mai pun creierul la treabă. Da. Îl fac un leneș. Alt aspect, exact ce spuneam vis-a-vis de generația de doctori care nu știu să operezi decât cu robot. Bun, și atunci ar trebui puse niște bariere, adică inteligența non-umană. Acum, ce ne deosebește de noi de restul ființelor din jur este dimensiunea etică a faptelor noastre. Această dimensiune etică, bineînțeles că va forța până la urmă civilizația umană, în cazul în care se va dezvolta această inteligență artificială, să pună niște bariere.
Pentru că diferențierea între ființa umană și inteligența artificială sub orice formă de manifestare ar fi acesta, că este o formă de roboți umanoizi, non-umanoizi sau, nu știu, chestiuni virtuale sau tot ce vă puteți imagina sau nu. Că până la urmă ține de capacitatea de imaginație a fiecăruia. E nevoie de niște bariere de etică. Bun. Noi această dimensiune etică, nu știu cine ne-a dat această, probabil divinitatea ne-a plantat așa un program de etică, adică a face diferența între bine și rău, între posibila ta acțiune. Pentru că în momentul în care fiecare ființă umană, sau în fine, așa ar trebui să fie, un om dorește să facă ceva, această dimensiune etică îi spune, vezi că lucrul ăsta nu-i chiar bine, nu-i chiar bine ce faci. Poate că ar trebui să te mai gândești. Ia mai analizează un pic și vezi dacă e bine sau nu lucrul ăsta, e bun sau rău. Știți? Da. Este dimensiune pe care, de exemplu, nu știu, o altă ființă pe care noi, alte ființe pe care noi le cunoaștem, n-au această dimensiune a binelui sau răului, așa cum o știe, cum o cunoaștem noi la ființa umană. Aici este perfect adevărat, adică nu se pune problema. Și atunci putem implementa acest program de etică la această inteligență artificială? Putem programa așa ceva? Sau se naște odată cu evoluția ființei umane ca atare? Pentru că dacă analizăm societatea umană așa cum o știm noi, sau cât ne-a fost prezentată până acum, această dimensiune etică s-a dezvoltat odată cu dezvoltarea civilizației umane. Aici aveți dreptate. Vreau să vă supun atenție un lucru foarte interesant. În urmă cu câteva zile, cred că săptămâna trecută, am citit o știre în care oamenii de știință spuneau că prin 2035 va crește speranța de viață la peste 90 de ani cu ajutorul nanoboților. Eu am citit în cărți științifico-fantastice nanoboți care intră și se repară țesuturi și e totuși de domeniul fantasticului și nu științifico-fantastic. Nu. Haideți să punem lucrurile, să-i dăm cezarului ce al cezarului, adică să-i dăm ființe umane și corpului uman ce al corpului uman. Corpul uman are capacitatea de autoregenerare. Ne schimbăm celulele zilnic. Da. Și se spune că odată la ceva timp ne schimbăm cu totul. Adică ne înnoim pur și simplu. Inclusiv celulele nervoase se reînnoiesc. Se nasc neuroni noi într-o zonă din creier profundă, se numește hipocamp, niște nuclei, dar nu intru în amănunte acum că nu este important, și aceștia migrează, efectiv migrează și se duc în locurile acolo în care e nevoie de ei și vor prelua din funcțiile rețelei neuronale în care sunt incluși din nou. Deci ne regenerăm. Nu este neapărat nevoie de nanoboți ca celulele din corpul uman să se regenereze sau să se vindece în anumite situații. Da? Probabil că ăsta este primul pas. Nu, ei spuneau că vor încetini procesul de îmbătrânire. Procesul de îmbătrânire este un proces, până la urmă, noi îl considerăm astăzi fiziologic al celulei vii. De îmbătrânire în sensul în care se produc modificări între cele două mari procese care există în celule, și anume anabolism, cel care produce, producătoare de energie, și catabolism, cele care consumă energie. Și la un moment dat această uzină își pierde din energie. Obosește. Ca așa este codificată genetic să o fac. Bun. Dacă în genomul uman, deși se pare că au fost oameni care au trăit și câteva sute de ani. Da. Și te întrebi, bun, spun unii, acum, nu știu, n-am întâlnit niciunul până acum. Bun, este acel japonez care a fost prezentat 114 ani. Întrebarea se pune, cum a reușit acel individ, acea ființă umană, să depășească media de supraviețuire? Care a fost mecanismul? Da. Înseamnă că în interiorul lui capacitatea, eu așa văd lucrurile, capacitatea de autovindecare sau de regenerare făcută probabil inconștient a fost mult mai eficientă decât la restul. Și probabil ține de diversi factori, de mediu înconjurător, că aici intervin foarte mulți factori care ne scad speranța de viață, pe care cei mai mulți dintre noi îi facem singuri.
Da, bine, ei, acum... Aici, na, nu vreau să vorbesc... Intrăm într-un alt domeniu care... Intrăm singur, în domeniul păcatelor lumești. Singur ne facem rău pentru că așa... Suntem singura ființă de pe din universul ăsta pe care nu-l știm, care își face singur rău, își face rău deși știe că își deși, face rău. Exact, adică exact. Consumă, își face rău cu bună știință. Cu bună știință. Deci, cu bună știință. Este, suntem, da. Suntem, cum să vă spun, nu știu, extraordinari, ființele umane. Domnule doctor, suntem mulțumesc. Chip și chip... Asemenea, după asemănarea din Dumnezeu, nu? Așa se spune. Acum, păi dacă, da. Dacă Biblia spune asta și o spune cu asemenea cuvinte, înseamnă că avem și capacitatea de a fi și asemenea lui Dumnezeu și în lucrurile bune pe care, ar trebui să le facem. Să sperăm că poate vom deveni... Dar una peste alta să chemăm într-un ton optimist. Astăzi când vorbim, această inteligență artificială sau în fine, non-umană, cum îmi place mie să spun, ajută, așa cum o știu. Ajută în medicină, ne ajută să luăm decizii cât mai bune pentru pacienți, ne ajută să facem intervenții chirurgicale precise și cu efecte secundare minime pentru bolnav, ne ajută să comunicăm mai repede, ne ajută să, nu știu, să ne trăim viața. Mult mai facil. Să dea Domnul așa să rămână. Mulțumim foarte mult pentru participarea la emisiune. Cum ajută și pe unii să ia viețile unora în caz de război. Da. E rău pusă în slujba omenirii. Doamnelor și domnilor, suntem la finalul acestei ediții. Inteligența non-umană. Vom mai discuta foarte mult pe această temă, pentru că, iată, de-abia acest nou concept este la început. Anul trecut a intervenit inteligența artificială, de fapt, într-adevăr, e inteligență non-umană. Vom vedea pe parcursul anilor dacă acest început a fost de bun augur pentru omenire. Și aici fac referire la omenire. Că e posibil pentru un anumit individ să nu fie bună, dar trebuie să privim big picture, cum spun unii. Până data viitoare, cele bune. La revedere!